Bună ziua! Numele meu este Natalia Budescu, sunt directorul Asociației de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos. Este un ONG care are sediu în Galați, care acoperă o comunitate de 4 milioane de locuitori din 3 țări diferite, România, Moldova și Ucraina. SOFNET este pentru noi o provocare transformată într-o oportunitate, ca să parafrazăm motto-ul asociației. În sfârșit, ne-a oferit exact posibilitatea de a valorifica o idee mai veche a asociației, și anume a crea un centru de parteneriat public-privat, un centru care să adune expertiza pe parteneriatul public-privat, expertiza atât la nivelul conceptual al Uniunii Europene, al conceptului cum este el înțeles la nivelul Uniunii Europene, valorificând și specificitatea legislației naționale din România, Moldova și în cazul Solvnetului, plusul este adăugat și de Armenia. De ce centru de parteneriat public-privat, de ce un ONG și probabil de ce la Galați? Ca să începem pe rând, un centru PPP, odată pentru că legislația în România crește cu pași mari, normele metodologice vin să completeze legea din 2011 și oportunitatea de investiție poate să fie folosită în interesul comunității. Și atunci, reprezentanții comunității se regăsesc la nivelul tuturor sectoarelor, că e privat, că e public și vorbim de administrație, că este societatea civilă. Un melaj între cele trei, o colaborare între cele trei, nu face decât să crească interesul investițional în arealul euroregiunii. Dar doar interesul investițional nu este suficient. Avem nevoie să avem și expertiza pentru a identifica oportunitățile de parteneriat public-privat. Și aici intervine asociația. Ce ne dorim noi este să adunăm împreună experții pe parteneriat public-privat care să ofere consultanță sectorului privat. Pentru că sectorul public deja este pregătit în implementarea proiectelor mari de infrastructură în domeniul sănătății sau orice altă posibilitate care se poate ivi, dar sectorul privat trebuie să fie pregătit să înțeleagă specificitatea locului, să înțeleagă prioritățile comunității și, mai mult decât atât, să înțeleagă parteneriatul în adevăratul sens al cuvântului. O masă rotundă la care atât administrația publică, cât și ONG, cât și privatul să se poată așeza, interesul comun fiind dezvoltarea durabilă în comunitate. Asociația, ca structură executivă a euroregiunii, și-a propus să creeze capete de pod, să identifice oportunități de valorificare a potențialului din regiune, potențial uman, pentru că în acest moment resursa care ne este cea mai apropiată de suflet și resursa pe care tehnic ne-o putem permite este resursa umană. Pe ea trebuie să o creștem, cu ea putem construi și cu ea putem rezista pe orice fel de piață, fie că este piața Uniunii Europene, fie că este piața existentă la nivel global. Euroregiunea reprezintă la sfârșitul zilei oameni cu specialități diferite, oameni cu expertiză diferită, oameni cu experiență în cooperare transfrontalieră și nu numai, cooperare care se regăsește și la nivelul relațiilor dintre entități publice și private pe diferite domenii, la nivelul relațiilor între sectorul academic și sectorul privat, la nivelul relațiilor non-formale, așa numite, pentru creșterea acestui potențial ce reprezintă tinerii din euroregiune. Și credem noi că până în acest moment, la deocamdată, să zicem așa, 5 anișori pe care i-am împlinit de la înființare, o echipă mică a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor pe euroregiune. Nu e decât un prim pas și, ca să parafrazăm, mâine va fi o zi, perioada 2014-2020 oferă oportunități pe care, cu ajutorul asociației, în arealul euroregiunii pot fi folosite. Membrii noștri fondatori au încredere că putem aduce un plus valoare. Și vorbim de membrii fondatori de Consiliul Raional Cantemir, de Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova, de Administrația Regională de Stat și Consiliul Regional din Odessa, de Consiliul Raional Reni, iar pe partea din România, de Consiliul Județului Galați, Consiliul Județean Brăila și Consiliul Județean Tulcea. În prezent, asociația are ca președintele Consiliului Județean Tulcea. Mulțumesc!